Vă salut! Marți, 14 iulie, ora 9 dimineața. Vreau să le aduc polen. Curtinișul nou. Și aici am rus. Aud cum rod la cutia asta de polistiren. Le-am mai mărit un picur din ișul. Noi să dăm mâncare la roie. Ia uitați cum scapă polenul. Asemenea, picur din ișul e prea mic. Haideți să mai vedem roiulețul ăsta, cum ar pe acheală. Să vedem ce mai face. Deja a început să-mi construiască pe podișor, pe capac. Uita și aici. Și a luat deja 2 faguri. Siropul l-au terminat. O să merg pe mâna colegilor și nu o să le mai dau favor la clădit. Poate că ar putea să fie multă ceară. Fagurile astea e clădit și el. Deci la 2 zile cam o face un fagure din asta. O să o mai las așa până sâmbătă. Și sâmbătă o să fac un pic de organizare a pevului. Eu zic totuși că roiul e destul de bun. Deci la cât albină e, mai e plecată și la cules. ml de sirop, sper să-i ajung. Oricum nu știu ce să fac cu... Dacă continui să crească, sâmbătă o să-i bag iar ramă la clădit. Măcar până în august. Că oricum albina asta se uzează. Să-i fac sâmbătă un control, să văd ce rame de puiet am. Haideți să-l vedem și pe următorul. Mai slăbuț ăsta. Nu prea are albină, dar a clădit și el. Toți i-am dat ramă că am văzut că am început să albească pe aici. Și dacă tot am văzut că a început să albească, zic hai să-i dau o ramă. Și asta e rama de marți. Sau de joi, nu mai știu exact. În sfârșit, e mai de mult. Sunt curios dacă a pus ouă pe ea. Toată, uitați și Regina. Se vede că e roiul un pic mai slab. O faptul că nu mi-a luat sirop.
Cam așa arată, un rănitor, cam un pantă el. Se vede aici că e un pic, 230 ml și o sticlă de jumate. Sper să-i ajungă. Și pentru că am văzut polen căzut în fața stupilor, am hotărât să le măresc cu linișul. Cam așa. Sper să nu se mai înghesuiască acum. Au și sus 3 găuri de 6 pe jos. La toți le-am făcut așa. Aici un pic de polen căzut. Și aici polen căzut. Aici mai mult polen căzut. Sper să-l adune și să-l bagi în cuib. I-am hrănit pe toți, în afară de familiile astea. Am vrut să desfac pe astea două, tot nu m-am putut apropia de ele, cele mai rele. Am vrut să ridic o ramă de sus, să zic că o fi băgat ceva miere. Bă, ăsta cu 3, cu 2 capuri. Polen vă caduce. Eram curios de regină, dar n-am putut să-l desfac. Am făcut și fum. De ce dau cu fum? De ce sar pe mine? Le-am lăsat în pace. Par liniștite și bagă polen. Mă gândesc că dacă bagă polen, înseamnă că are și pui. Ăsta la fel. L-am mai mărit urdinișurile la ăștia. Sper să nu se mai înghesuie acum. Multă sănătate și numai bine.